Dragostea are efectele ei, nu? Ei bine, se pare că între fotbalistul Cătălin Țâră și iubita sa plutește din plin. Fotbalistul a ajuns la mâna partenerei sale, Alexandra Mira, care este cunoscută în lumea mondenă drept prințesa telefoanelor. Imaginile surprinse de paparații spynews.ro stau mărturie. Într-un supermarket din capitală, dornici să cumpere cele necesare în casă. Îmbrăcați lejer și foarte relaxați, cei doi au zăbovit în magazinul respectiv aproximativ o jumătate de oră, în căutarea produselor mult dorite, însă nimic nu anunța ce urma să se întâmple. Toate bune și frumoase, dar la finalul sesiunii de cumpărături, prințesa telefoanelor a fost cea care a plătit produsele. Ei da, asta chiar este dovadă de iubire. Nu vrem să fim cârcotași, dar nu putem să nu remarcăm acest gest și să nu punem câteva întrebări. Oare a ajuns Cătălin Țâră sub papucul iubitei sale? Să aibă fotbalistul ceva probleme? La aceste întrebări, e cert că tânărul fotbalist este un bărbat care își respectă iubita. La plecarea din magazin, Cătălin Țâră a pus mâna pe sacoșa în care se aflau produsele achiziționate și i-a dus-o la mașină. Apoi, tot el a fost cel care a condus autoturismul până